dumneavoastră cotidiene, să petreceți, sperăm, câteva momente plăcute în compania noastră. Ca de fiecare dată am emoții la sărbătoarea de Crăciun și ca de fiecare dată nu mi-am pregătit speech-ul, așa că vă rog să mă iertați dacă vor fi ceva bâlbe. Vă mulțumesc, haideți să încep cu mulțumirile. Mulțumesc invitațiilor care au răspuns cererii rugăminții noastre de a fi printre noi. Mulțumesc colegilor mei care mi-au stat alături în momentele de cumpănă ale anului care a trecut. Un bun exemplu ar fi prezența reprezentanților Băncii Mondiale care au făcut o evaluare la noi și vreau să vă spun că atunci colegii noștri s-au mobilizat exemplar, în așa fel încât și dumnealor au plecat cu impresia unor oameni care știu să se mobilizeze și să fie o echipă. Mulțumesc copiilor care au vrut să participe la grelele și obositoarele repetiții, dar veți vedea că rezultatul a meritat. Și nu în ultimul rând, mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a permis să încheiem încă un an cu bine, să fim sănătoși cu toții, să ne fie sănătoși copilașii și să ne rugăm la Dumnezeu ca anul care vine să ne permită să ne realizăm obiectivele pe care ni le-am propus. Printre ele aș spune și colegii mei, cred că sunt de acord cu mine, o mai bună colaborare cu azilul de bătrâni, cum te numești, Dana, nu știu exact, colega mea, unitatea de asistență medico-socială, am vorbit cu șefa de acolo, am vrea să demarăm un proiect de genul nepot pentru o zi sau vom vedea ce idei ne vor veni pe parcurs. Un al doilea proiect care am vrea să capete amploare vine chiar la sugestia beneficiarilor noștri, care în colaborare cu personalul unității au propus, din ce primesc, să ducă pachetele copiilor din comunitate care au mai puțin decât au ei. La această acțiune ne-am alăturat și noi o mare parte din personal și așteptăm în continuare persoane doritoare. Totul va fi la vedere, se vor face pachetele și se va merge la familii pe care beneficiarii noștri le-au identificat la școală ca fiind mai nevoiașe decât sunt ei. Cred că e un lucru notabil, mai ales venind de la copii, lucru care ne face să fim mândri că totuși creștem oameni de bine. Și le mulțumesc pentru asta foarte mult copiilor noștri. De departe, cel mai mare proiect pentru 2018 ar fi începerea reorganizării și construirii de căsuțe de tip familial. Sperăm ca cu sprijinul DGASPC-ului, Consiliului Județean și Băncii Mondiale să reușim și lucrul acesta. Până atunci, vorbim pe termen scurt, aș vrea să vă bucurați cu toții de spectacolul organizat de copii și cred că vorbele sunt de prisos. Îi dau cuvântul tinerei și frumoasei Maria Magdalena.